delicat așa, o să vă rog să folosească microfonul, să ne adreseze câteva cuvinte, o să vorbesc și eu cu ocazia asta la microfon, că nici eu n-am o voce foarte puternică. Elena este fiică a parohiei în care noi mergem la agronomie. Mă bucur mult că a ales să scoată această carte alături de noi de Fundația Creștină Părintele Arsenie Boca. Este o carte foarte potrivită cu perioada postului. Este o poveste de dragoste. O colegă de-a mea îmi spune astăzi, măi, sunt fericită că am citit această carte, dar să știi că nu e o poveste de dragoste. Eu îndrăznesc să o contrazic. Este o poveste de dragoste a unei sfinte cu Dumnezeu. Este vorba de Sfânta Maria Egipteanca. Este o carte reper, zic eu, pentru că ea este și o carte de misiune. Elena a fost foarte inspirată să povestească foarte romanțat viața Sfintei Maria Egipteanca și nu numai, și la sfârșit, chiar și pentru cei care nu sunt în biserică, reușește să-i apropie prin poveștile de parte. Elena. Mulțumesc mai întâi pentru această invitație din această seară și pentru cuvântările de dinainte. Despre carte, ce-ar putea să zic, eu vă recomand. Mie mi-a plăcut foarte mult de fiecare dată când am fost nevoită să recitesc paragrafe din ea pentru a putea scrie mai departe. Am lucrat la ea 4 ani de zile, scriind în răstimpul, și atunci, ca să nu pierd ideea, șirul, trebuia să revin. Și de multe ori m-am găsit în situația de a nu recunoaște și de a nu mă recunoaște. Și prin asta mă îndrăznit să nătăjduiesc că Dumnezeu și-a adus un aport esențial, consistent la această lucrare. Așa cum am mai zis de altfel, îmi doresc foarte mult ca această carte să fie un dar al meu pentru sfinții despre care și de care am îndrăznit să mă apropii atât de intim. Pentru că m-am identificat aproape cu fiecare dintre ei pe măsură ce scriam. Și lucrul acesta mi-a sporit cumva și o teamă pe timpul acestor 4 ani. Și de multe ori am vrut chiar să renunț, negăsindu-mă la înălțimea vieții lor și nereușind a nici măcar a o cuprinde cu totul, cu mintea. Protagoniștii, ca să zic așa, sunt Sfânta Maria Egipteanca, cu fiul Martinian, pătimitorul, cel care este pomenit de biserică pe 13 februarie și care, ca și Sfânta Maria, a dus toată viața lupte cu această patimă a prinderii trupești, și cuvioasa Zoe, cea pe care în carte o veți regăsi cu varianta ebraică a numelui, și anume Eva, acea femeie desfrânată care a încercat să îl atragă pe cuviosul Martinian în păcat, și această încercare cu mirea lui Dumnezeu s-a convertit în convertirea ei. Vă invit cu drag să o citiți și sper de toată inima să vă fie de folos și încă o dată să fie spre slava lui Dumnezeu. Mulțumim, Elena. Cred că este unul dintre cele mai frumoase daruri pe care le puteți face de sărbători. Urmează